Bună, ce faci, cum te simți? Bună seara, foarte agitată după ziua asta. Și abia aștept să intru acolo, să mă întâlnesc cu prietenii mei, să mă relaxez. Gata, foarte repede, spune despre ce porți. Port o creație Cristina Săvulescu și îi mulțumesc pentru asta, atât ei cât și echipei ei, pentru că e foarte reprezentativă așa pentru mine, trebuie să mă întorc ca să... Și cum se încadrează în tema noastră? Cum se încadrează? Păi arții! Ia uite ce am făcut aici. Cu mânuțele mele sunt puse florile. Ce înseamnă Express Yourself în 2017? În 2017 înseamnă libertate. Dacă vrei, înseamnă să faci ceea ce îți dorești, să faci ceea ce simți. Cel puțin pentru mine asta înseamnă, să mă exprim liber. Ce înseamnă el pentru tine? El înseamnă o revistă foarte, foarte bună, de foarte bună calitate. Cam singura care a mai rămas la noi. Mulțumim! Și mă bucur de fiecare dată când o citesc, pentru că chiar sunt lucruri foarte interesante. Și mă bucur când mai răsfoiesc ceva, pentru că m-am săturat să stau cu ochii în telefon. Mă bucur foarte tare că și eu scriu pe site-ul El România. Așa e. Am acolo o rubricuță mică, așa, despre muzică, fashion, despre artiști care au fost icon-uri de-a lungul timpului. Mă bucur foarte mult că încă existați. Vă doresc la cât mai mulți ani de acum încolo să fiți la fel de fresh și young ca până acum. Mulțumim. Apropo de rubrica ta, ce mai plănuiești să scrii? Păi acum mă gândesc să scriu despre Grace Jones, articolul următor. Nu sunt sigură că trebuie să-l fac pentru mâine. Nu știu dacă o să am timp în noaptea asta. Cred că o să amân puțin. Surpriză, urmăriți-ne pe el.ro. Exact, vă pup dulce.